Salutare tuturor! Vă salut, mă numesc Daniel și astăzi doresc să fac un tutorial. Schet, în legătură cu jocul acesta Transport Fever 2. Aici, de exemplu, avem diferite hărți. Dacă ne uităm în jocul acesta, avem posibilitatea să avem o... avem diferite hărți. Winzip, Klein, carte mică, mare, mijlocie, și asta e extremă. Deci asta, asta nu apare dacă nu ați făcut o opțiune. Harta aceasta este extrem de mare, nici eu nu știam, deci uite până acum să putea până la 3, dar datorită unei edituri pe care am făcut-o, un text pe care l-am scris doar apare și formatul acesta și harta este extrem de mare, devine extrem de mare să zicem 20-30 de km de lungime până la capătul celălalt. Deci o hartă extrem de mare și totul funcționează foarte simplu, trebuie doar să intrăm în calculator. Și acolo vom putea să edităm ceva. Am făcut opțiune, am activat ca să putem să vedem și în calculator, însă dacă va funcționa corect, Că de cât intru aici, deci la... Da. Așa, am adăugat acum pagina aceasta. Așa, deci intru aici jos, de fapt, la Windows. Eu am instalat jocul la D. L-am instalat. Și intru aici la D. Aici scriu user data. Așa. Dau un enter. Și aștept să se încarce. Tocmai mi au apărut. Și aici am două ornuri. ordneri. Apăs aici pe prima. Și aici avem un uh, diferite ordner. Așa, unde sunt aceste documente. Și aici avem una cu un număr 1066780. 10. Apăsăm acolo. Aici apăsăm pe local. Și mergem la setting, la setare, apăsăm aici, ne alegem programul cu care deschidem, pentru că nu funcționează dacă nu alegi programul corect. Alegem programul acesta, programul gratuit în Windows, edit. Și apare aici un text, trebuie să programăm ceva. Exact aici. Deci aici la mine. Apare cuvântul acesta true, până acum nu a apărut, până acum a apărut exact cum scrie aici peste tot, false, 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 false. Dar acum scrie cuvântul true. Și datorită cuvântului acestuia ne apare o hartă extrem de mare. Cam asta e totul. După ce am scris cuvântul, de exemplu, true, apăsăm aici pe X, salvăm, închidem pagina și pornim jocul. Și în momentul în care am pornit, ne apare cuvântul acesta și harta este, devine extrem de mare. Putem să alegem cât de mare să fie, apoi putem să pornim să adăugăm moduri. Sper, să -am, sper că v-am fost de ajutor.